7 mai 2024 și am decis să fac un starter clasic la această colonie. Am scos masca afară și am făcut un roi cu masca respectivă. Așa. După care am adus aici, să vedem, ce are nevoie un starter, are nevoie de păstură mai multă și am aici o ramă perfectă pentru a face acest lucru, adică să aibă mâncare destulă. Aici va avea ramele cu puiet, cu larvar, cu ce-a mai avut el pe acolo. Că din matcă am format un roi, deci am mai scos din albină. Și vreau să-l las în... Câte rame să-l las? În 5 rame vreau să-l las, ca să văd cât puiet are. Puietul îl las. Rama cu mâncare îi las. Să vedem câte rame va rezulta. Aici are hrana glucidică, mierea. Bun, și să trec mai departe să văd ce mai las eu prin cuib. Aici ramă cu puiet și ceva larvar, ceva ouă. Bun. Asta rămâne. Deci încerc să văd câte rame voi comasa albina. Puiet căpăcit. Rămâne. Deci puietul căpăcit rămâne. Nu știu cât de mare va fi. Se vede. Așa. Aici a primit două foi. Și le voi scoate. Toată albina asta aici. Așa. Poate foile astea care le-a crescut, în prezența reginei le-a crescut, deci nu e nicio problemă. Îndesăm cât mai mult albină pe cât mai puține rame, ăsta este scopul. Bun. O ramă cu mieră. Asta o să-i o las. Îi las rama asta. Las rama cu puiet. Toate ramele cu puiet, am mai luat din ele.
Să văd dacă nu cumva mai are pe aici ramă cu puiet. Avea botcă crescută aici datorită izolării măcii. Așa, deci toate ramele cu puiet rămân. Mâncarea rămâne. Aici, bine. Un lucru mă nedumerește pe mine. De unde are larvar această ramă? De unde să aibă ea matcă, dacă eu i-am luat matcă? Asta ar fi o nedumerire. Este o nedumerire pentru mine. De unde și până unde a aterizat încă o matcă în acest tub? Este posibil ca să fi trecut de iarnă două regine împreună? Sau au luat înainte de să mut eu matca, am adus-o în cuib. Da? Cred că au luat matca și după aceea am mutat-o. Și m-a cam luat prin surprindere acum să văd atâta puiet larvar aici. Bun. Așa. Mă gândeam, mă, să mai fie o matcă, nu-i chiar așa, deci nu mai e nicio matcă. Adică așa sper eu să nu mai fie nicio matcă pe aici. Era așa o nedumerire pe moment pentru mine. Chiar dacă mă mai uit. Bun. Am rezolvat. Am umplut ea cu ouă înainte să o mut din coace. Bun. Îi las și această ramă. Iar acum aici nu mai avem, să zic așa, nu mai e matcă. Comasată albina foarte, foarte tare. Încă nu-i comasată la maxim. Dar o voi face imediat. Așa. Acolo mai am o ramă cu miere. Și acum ce fac? Acum scot ramele care sunt cu miere. Aici vine și culegătoarea. Deci e... O să fie înghesuită tare, tare, tare albina. Rama cu miere. O scoatem.
Când are puiet căpăcit, poți să dai rame la crescut, adică largă. Așa. Rămâne rama cu păstură. Fiți atent aici, ce înghesuială de albine o să fie aici. După ce termin cu starterul, am nevoie de 40 de bruși, ceva de gen. Așa. După aceea o să primească o botcă frumoasă. Așa. Ramele cu miere le scot afară. Și aceasta. Și aceasta trebuie scoasă. Bun. Așa. Acum este albina bine îndesată. Așa arată. Bun. El este și orfanizat. Iar aici o să vin cu rama crescătoare. Acolo va trebui albina să stea ciorchine pe ramă când o aduc. Cine va trebui să stea? Așa. În spațiul acela gol va trebui să stea grămadă. Perfect, deci ăsta e starterul. Acum o să-i delimitez cuibul cu diafragmă. Albina va trebui să se învețe să stea acolo în spațiul acela gol. Așa, și acolo în partea cealaltă diafragmă. Ce trebuie făcut este lăsat 6 ore până
până va simți orfanizarea, ea simte repede, în 2 ore de obicei o simte, dar o să-i las 6 ore. O acoper și ăsta va fi un starter. E foarte simplu, da? E o colonie mare, îl orfanizez și îl transform în starter. Și să știți că există posibilitatea ca, după ce îmi fac bocile, să aduc regina înapoi. Dar nu voi face acest lucru. Sau cel puțin nu știu dacă voi face acest lucru acum. Așa. Deci cam ăsta e starterul clasic, orfanizarea unei colonii. Pentru a lua în creștere boci. Deci încerc tot felul de metode de creștere. Cam atât. La data viitoare, numai bine!